Elena este șefa secției de poliție. Mi-am dorit foarte mult postul ăsta și am muncit pentru el. Oamenii mă respectă și au încredere în mine. Mamă. Unde te duci? Cu băieții. Cu băieții? Dar tu n-ai treabă acasă? N-ai și tu ceva de învățat? Ce treabă? Uite, să faci curățenie sau măcar să spui farfuria aia în chiuvete după ce mănânci. Asta e treabă de femeie. Strapuna după ceafă, de să vezi că asta e treabă de femeie. Mama se poartă ca un general. Așa a fost întotdeauna, dar de când e mare șefă de secție, te exagerează. Însă uneori se simte tare singură. Bună! Bună, ne cunoaștem? Nu, dar aș vrea. Așa că se lasă agățată de Traian. Pleci? Da. Hai în altă parte să bem ceva, ce zici? De care se îndrăgostește. Da, el e Traian, el e Mihai, fiul meu. Din păcate, începe să primească telefoane de amenințare. Știu ce ai făcut în cazul Barbunescu. Ai grijă ce faci. Sunt cu ochii pe tine. Iar când Traian dispare în mod misterios... Nu mi-a răspuns la telefon, mașina lui nu mai era în fața casei. Pare că a fugit de mine. Nu mai înțeleg nimic. Ce vrei concret? Să ai grijă ca Andrei Pavelescu să fie eliberat. Să știi că știm că ai un frate. Chiar dacă el nu apare în acte. Își dă seama cine este de fapt. Vreau adresa. Ce adresă? Faci pe proasta cu mine? Ați dus fetele alea undeva și vreau să știu unde. Și devine marioneta lui. Îi dau drumul la Andrei Pavelescu. De ce? Fetele și-au retras plângerea. Ce e? Liana a fost omorâtă. Analiza ADN. E Andrei Pavelescu. Trebuie să-l dau în urmărire generală. Andrei a lăsat în urma lui o probă ADN. Capă de aia. Nu o să scap și nici nu vreau. Mai ales după ce îi răpește băiatul. Unde e Mihai? La noi. O să-l vezi după ce distrugi probele. Cei de la centru ne-au luat cazul. De ce? Gata, s-a rezolvat. Acum să-i dai drumul copilului. Deocamdată rămâne la noi. Vorbim. Vreau să-l caut pe omul ăsta. Ce-i cu el? Ne datorează bani. Te duci peste el, îi spui că-i treabă serioasă. Rămân cu ochii pe tine. Avem o problemă? Ce problemă? Un subaltern. Se rezolvă. Oare va mai reuși Elena să-și salveze copilul? Păi ce s-a întâmplat, mă? A plecat.